Hey guys, eu sunt Deva, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Sunt de dormitor, ceea ce înseamnă că sunt la 20, ceea ce înseamnă că urmează un make-up. Și va fi un make-up complicat, pentru că va trebui să mă machiez cu hainele pe mine, pentru că în poză tipa poartă o helancă sau cum le zici la astea pe gât. Și ar fi prea complicat să pun asta peste machiaj. Nu vreau să mai fac machiaj în care îmi pictez și gâtul. Durează prea mult. E mai complicat și cu demachiatul și cum tipul asta avea helanca asta albă, pare că, nu știu, are totul alb. O să fie mai ciudat la poze, o să trebuiască să stau cam așa, să nu se vadă partea asta de la gât. Sau aș putea să o pictez și pe aia, dar o să murdăresc bluza. Mă rog, o să murdăresc doar de alb, deci va fi ok dacă o murdăresc doar de alb. Așa că hai să-i dăm drumul la clip! Da, a trebuit să fac un machiaj și pentru YouTube, evident. Am făcut câteva machiaje sezonul ăsta, cam puține, pentru TikTok și cam lame, dar atât mi-a permis timpul și de atât am fost inspirată. Vom prinde părul și vom începe cu partea cea mai ușoară și anume partea normală. Acum, nu știu, eu de obicei am aceeași parte pentru half-face. Half-face e machiajul meu preferat, este semnătura mea, cum îi zic eu. Hai să vedem dacă găsesc. Ăsta e machiajul meu preferat de anul trecut. Da, și în ăsta, mă rog, who cares. Hai să mă gândesc pe care parte să-mi fac fața normală și pe care parte. Dat fiind că am cărare aici. Și am părul ăsta un pic așa aici. Da, cred că voi face partea normală aceasta. Avem și un coș. Mila, am coșința. Doamne, ce tâmpită sunt câteodată. Și mă mai și mir de ce nu-mi trec. Avem și aici un craniu, ceva horror. Voi face mai întâi ochiul. Bine, nu că aș avea cine știe ce de făcut. Va fi un ochi natural. Voi folosi această paletă de la Naked. My baby. My favorite one. Hai să perim un pic această jumătate de sprânceană. Pe post de bază am folosit un concealer. Nu-mi dau seama că eu am gândit chestia aia așa și am decis să o fac pe partea asta. M-am orientat după părul acesta care va veni așa un pic pe față. Deoarece am cărare aici, un pic de breton aici și aici să nu se vadă marginea aia să fie acoperită de breton, dar normal trebuie să fie invers. Ca să pot să acopăr cu părul ăla jumătatea aia și să rămână doar jumătate. Hai să vedem cum iese și așa. În momentul de față folosesc acest concealer de la Melchior. Mi se pare că are un coverage foarte mare și că totuși în același timp nu usucă pielea și nu o încarcă. Și când zic asta mă gândesc mereu la concealerul de la Catrice. Da. Foarte bun, dar a fost o dezamăgire pentru mine. Să nu mai zic atunci când puneam o culoare pe el și anume făceam câteva puncte, să zicem, cu concealerul și după aia puneam roșu, albastru, verde pentru a crea niște luminițe de Crăciun pe fața mea. Da, e bine, acele puncte colorate au ieșit foarte greu la demachiat. Am folosit acea nuanță cea mai deschisă, acum trecem la asta combinată cu asta să creăm câteva umbre. Revin la pensula cu culoarea mai deschisă. Iar acum trecem la o nuanță puțin mai închisă, care e aceasta. Life hack-ul meu preferat din toate timpurile. Nu știu de unde am găsit acea cartele de metrou, că am fost odată sau de două ori cu metrou și de obicei pun cardul direct pe chestia aia. Cred că le-am luat, erau pe acolo aruncate și le-am luat special pentru chestia asta.
Bine, în partea de jos nu mi-am dat cu nimic. Mai facem și greșeli. Trecem la sclipiciul acesta argintiu, pe care îl voi lua cu degetul, pentru că așa va rămâne cel mai mult pe pleavă. Nu facem cut, crease, concealer, etc. Nu ne complicăm prea mult de data aceasta. Nu trebuie să iasă prea tare în evidență acest ochi. În mod normal aici dau cu pensula, ceea ce o să fac oricum pentru că nu este bine blenduit. Hai să trasăm cam ce pe unde vine. Cam așa. Da, cam așa aș vrea să fie. Trecem la fondul de ten și voi folosi unul de la L'Oréal Paris. În nuanța 125, care obișnuia să fie nuanța mea, dar acum mi se pare un pic cam închisă. Lucru care nu contează, având în vedere că nu-mi fac toată fața și nu mi se vede dunga la gât, așa că nu mai stau să-l combin. Îl aplicăm cu degetul, pentru că nu prea avem spațiu să folosim pensul aici. Băgăm în funcțiune din nou și concealerul. Let's set everything in place. Evident că am dat și pe bluză. E bine că e pudră și că nu e fond de ten. Voi folosi pensula pe care în mod normal o folosesc pentru zona aceasta. Deoarece zona aceasta era foarte mică și m-aș fi chinuit cu pensula asta. Iar acum zona aceasta o voi da cu pudră cu pensula mea obișnuită. Revenim un pic cu această pensulă aici. Cu excesul, să zic așa, rămas pe pensulă, voi da așa. Nu am mai băgat pensulica în fard ca să nu iau prea mult. Am strâns paleta și am uitat că am o pleapă și jos. Până atunci, luăm puțin highlighter. Ca să dăm aici în acest colțișor. Cred că e suficient, nu? Da. Now we're talking. Eliminăm și excesul de pudră. Facem sprânceana aia ca să nu mai arate atât de dubios. În momentul de față folosesc această palețică de la Bourjois Paris. Chestia asta cu sclipici, acest gel, nu l-am folosit deloc. E un pic prăfuit de fardul din stânga lui. Îmi place că de când am rupt această oglinjoară, mă rog, n-am rupt, am scăpat-o și s-a spart. După ce s-a spart una dintre oglinzi, s-a spart și încheietoarea. Așa, îmi place că pot să țin așa. Mai întâi voi lua această pastilă cu gel și voi trasa ce sprânceană îmi doresc. Pentru că am sprâncene rase și pot să-mi desenez orice sprâncene. Iar acum, cu o pensulă unghiulară, voi lua acest far care arată atât de agasat pentru că îmi bag pensula așa în el. Și voi tapota câte un pic, mai bag un fard, mai dau un pic, ca să setez foarte bine acel gel, să fie culoarea uniformă și practic să mă asigur că nu se șterge. Doamne, sper că voi nu vedeți coșul ăsta așa cum îl văd eu în realitate, pentru că arată horror. Și cam asta ar fi cu sprânceana. Îi mai dăm un pic de rimel să fie acolo. Niște tuș, că nu se poate fără. Bourjois Paris. As usual. Mă uitam să văd să nu fie murdar de fond de ten. Și să fie arătat așa. Gata. E perfect.
Folosim și un email de la Miss Sporty pentru că are penița curbată pentru primul strat de rimel. Dăm și cu rimelul de la Rimmel London, cel care îmi place cel mai mult în momentul de față, de la Rimmel London. Știți că v-am zis în acel unboxing de la Balstore ceva despre un rimel? Ăsta e ăla. Mi-a bipăit telefonul, mi-a fugit gândul și am făcut chestia asta, nu pot să cred. Bravo, Eva! Conturăm un pic și fruntea, aici nu prea avem ce să conturăm. Iar acum așteptam să se usuce chestia aia. Mai trag un cadru pentru TikTok, pentru că nu am video obișnuit cu machiajul, cu tutorialul. Dar am făcut până la urmă un video cu etapele, adică față nemachiată, față jumate machiată și după aia restul. O să pun la shorts acel video. Acum, be right back. A, și ca fapt divers, asta a luat jumătate de oră. Da. De neatenție. De ce? Ce întrebări mai pun și eu? Revin după ce am fac TikTok-ul. Continuăm cu această paletă care a făcut parte din acest unboxing. Cu de toate, să-i zicem. Am descoperit că aplic acest gen de opsea mai ușor cu degetul și mai bine, dar nu e profi. Mă scuzați dacă o fac cu degetul. Mă scuzați, nu? Doar că cu pensula durează mult mai mult. Dăm și cu un pic de primer. Obviously. Done. Ah, ce bine că e părul pe partea asta, pentru că nu prea vreau să mă spăl pe cap în seara asta și nici nu vreau să arate nașpa machiajul și să se vadă dunga aceasta. Adică fie bagi make-up-ul până în păr, fie la acoperi un pic să nu se vadă că nu ți-ai făcut toată fața. De data, dar abia m-am spălat și dacă mă spăl prea des, se îngrașă. În afară de faptul că mi se duce verdeața. Am folosit ceva de aici pentru că știu că am zis că e ok? Nu. A, ba da, un pic de negru. La machiaj care nu m-a dat pe spate. Deci, practic, asta este prima dată când folosesc cu adevărat această paletă. Mi se pare mai bună cealaltă pe care o am. Hai să setăm un pic acea plapă. Evident că mi-am băgat unghia într-un fard. Nu există paletă care să nu aibă unghie. Aia de la Naked? Ultima? O fi scăpat? Setăm treaba asta. Pe lângă faptul că setăm baza, mai intensificăm puțin și culoarea. Îmi făceam un wishlist cu chestii pe care trebuie să mi-l iau. Și nu mă gândeam mai la produse de make-up care îmi trebuie de Halloween, care oricum e aproape gata. Momentul de față suntem pe 22, dar vine Crăciunul.
Vine Crăciunul și voi face machiaje și de Crăciun și niște roșu așa. Se plimba cam mult prin capul meu până când a ajuns în păr. Vai, nu vă spun. Dar o să mă vopsesc. Nu vă spun cum, dar v-am spus că o să o fac. Poate că vă întrebați de ce nu am fixat albeața asta până aici și de ce am mai lăsat dunga asta. Ei bine, acolo dăm cu negru și trebuie să și blenduim cu alb. De-aia n-am fixat albul la perfecție. Hai să trecem la treabă. Hai că nu e chiar atât de rea paleta asta până la urmă. Adică nu eram atât de accurate la faza asta cu cealaltă. Nice! Mamă, ce mă enervează că nu văd cu ochiul ăsta. Adică văd, dar foarte puțin. Nu văd, cred că nici jumate din cât văd cu ăsta altul. Wow, păi cu cealaltă paletă nu cred că puteam să fac o dungă atât de lungă fără să mai dau prin produs. Deși la ea era unită sprânceana cu negrea la ea, la mine nu va fi. Wow! Fai că de ușor a fost să blendez chestia aia. Wow. Wow, cum se vede. Cred că tipei astea a ieșit atât de groasă marginea aia pentru că nu e și bine blenduit oricum. Dacă îi dau zoom, se vede că nu e bine făcut blenduitul și că e supraeditată poza. But it's ok, mai fac și asta ocazional. Acum trebuie să setăm chestia aia și să facem linia asta foarte intensă de negru, cât mai subțire posibil. De avem pensula asta. Bine, ea este pentru eyeliner, dar noi o vom folosi pentru aplica fardul negru. Deci setăm un pic cu alb marginea asta. Aplic mai întâi fardul doar la bază, unde-i muchia, și după aia o să-l blenduiesc. N-am și un balon. Un balon n-am și eu pentru poză și chiar trebuia să fac un machiaj de genul și să fac un photoshooting cu costum, cu tot, în public, afară. Dar bine, nu have face. Doar că am fost preocupată. Și a mai trecut o oră din viața mea. Hai să facem nasul. Facem nasul. Și tu ce te uiți așa? Stai în ușă, m-am ridicat și m-am dus să mă spăl pe mâini și cineva s-a grăbit spre ușa de la bucătărie. Și acum mi arată o privire de sictirit. Un anumit miț care vrea mâncare. Și da, a mâncat. A tot mâncat. Ai venit și tu aici. Bună! Nu vrei în brațe, știu. Deci o fac fix ca tipa din poză. Mi se pare că nu e perfect dreaptă linia și mai încerc să o mai fac mai dreaptă și urc cu ea și nu vreau să ajung să am un nas atât de mare ca ea. Chestia asta e mai mult roz decât roșie și am vrut să folosesc roșul din cealaltă paletă, dar am zis, haide să-i dau o șansă. Oricum acoperim cu un fard roșu, deci o să-l facem și mai roșu năsucul. Cum mi se mișcă nasul? Gata, nu mai râde, strigi machiajul. Știți ce vă ziceam de unghiile în palete?
Tara, nu știu cum s-a întâmplat, sub ce unghi a ajuns produsul, că nu găsesc. Dar s-a întâmplat. Dat fiind că vom trece la ochi, mi-am pus lentila de contact înainte să pun fardul ca să nu pot să-l stric și după 2 ani de zile de când folosesc ocazional lentile de contact, cred că am descoperit cum să le pun pe un singur deget și fără să-mi trag pielea. Țineam lentila de contact pe deget și tot cu același deget am împins pupila inferioară și sunt sigură că ați vrut să vedeți cum o chinui, dar a trebuit să mă concentrez în oglindă ca să nu cumva să stric ceva. Haideți să facem sprâncenica. Voi folosi un far negru, 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 negru. Foarte negru. Voi desena sprânceana cu această pensulă de tuș, cu culoarea neagră din acea palețică. Luăm un chocolate bar distrus. Spusesem că las ochiul la urmă, dar nu vreau să stric buzele, dacă mai vorbesc. Am băgat această pensulică în negru și în gri și hai să blenduim. Voi face schema cu cartela de metrou și acolo. Am făcut schema cu cartela de metrou. Am mai accentuat și aici un pic, în oglindă, frumos, ca să pot să-mi folosesc ambele mâini. O într-o oglindă fixată, adică... Ce mai facem? Simt că nu este suficient de negru. Dar pe cameră arată ok. Sclipici! Nu simt că acest clipic este suficient de sclipicios, așa că... Mai lipsește niște eyeliner negru pe ploapa inferioară, tușul și rimelul la ochi. Setăm creionul cu niște far negru. Niște liner. Niște creion. N-aș putea să-mi dau cu eyeliner acolo pentru că mi-ar intra în ochi și m-ar ustura prea tare. Mi-am plimbat lentila de contact cu pensula, lol. Hai și cu tușul. Tot nu simt că este suficient de negru acest ochi. Gata, las așa că nu vreau să-l stric pe final. Bine, mie în realitate mi se pare suficient de neagră ploapa superioară, pentru că e foarte neagră ploapa inferioară. Și am văzut ceva care este neblenduit corespunzător. Of, e ceva aici care îmi displace. Hai și cu rimelul. Ah, avem și maro aici. Așa, parcă arată mai bine așa. Hai să mai băgăm și alte umbre. Highlight-ul, de fapt, acum. Cred că voi lua cealaltă paletă. Pentru că, unu, asta mi se pare mai pigmentată. Doi, pensula asta este un pic folosită și nu vreau să las urme de alte nuanțe în albul de la paleta aia perfectă, când asta e deja... altă viață. Opa, am mai trecut jumătate de oră din viața mea. Cam asta ar fi cu highlight-urile. A, tipa a făcut poza
A ținut de aici, probabil mai avea niște greșeli. Aha. Că teoretic tragi de piele așa, nu? Nu împingi de aici. Vedem la poze. Hai să folosim roșul de aici, pentru că e roșu-roșu. Nu voi face buzele cu un ruj roșu. Roșu de ăsta sau roșu de ăsta? Ai, roșu de ăsta. În nuanța Ana Nicole. Shout out to my friend Ana Nicolae. Înțeles, ea ține degetele pe liniile astea, pentru că n-a știut cum să le blendoiască acolo. Da, mi-am dat seama că nici eu nu știu cum să duc linia în sus, adică știam că se oprește la un moment dat. Ia stai tu un pic așa. Că linia mea va fi doar atât. And that's it. Wow, 2 ore jumate. Nu e chiar atât de mult. Mai intervenim un pic cu niște ruj. Partea asta de față este albă, totul este albă aici, după aia din nou un cut ca să balansăm treaba cumva. And that's it. Asta e tehnica mea de a mi-aranja părul fără să mai bag mâna în el. Mă duc să-i dau și un pieptăn. Revin. Mulțumesc că m-ați urmărit și în clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like, dați-mi și un comentariu. Dacă încă nu mi-ați dat subscribe, o puteți face acum pe bulina asta cu fața mea. Vă invit să vedeți și aceste clipuri și ne vedem în următorul clip. Pa!